Gloria Buzău va întâlni pe teren propriu de la ora 11 ocupanta locului 11, Bucovina Pojorâta. La fel ca în urmă cu o săptămână, fotbaliștii buzoieni au fost chemați la audieri cu mai puțin de 24 de ore înainte de meciul oficial în dosarul instrumentat de Federația Română de Fotbal, în care elevii lui Vioară sunt acuzați de aranjamente în campionatul Ligii Secunde. Normal, vreau să vedem dacă cu ce, când ne-au mai chemat și pe ceilalți. Dacă ne cheamă vineri, ce să mai joc? Nu mai jucăm cu nicio Pojorâta. Da. Păi ce să mai joc? Păi dar ce să joc dacă noi n-am făcut două antrenamente în 10 zile? Mă mir de cum aleargă copiii. Managerul general al grupării din Crâng speră ca jucătorii săi să nu acuze oboseală după deplasarea de la București de astăzi. În urmă cu o săptămână, după ce au fost audiați o parte dintre fotbaliștii Gloriei, echipa a pierdut cu 2-0 confruntarea de la Brăila. Și mai e ceva? Jucătorii au fost audiați 8 odată, 6 odată. Și eu sunt ferm convins că acești jucători au declarat adevăr. Și azi apare un articol că, văzi, Doamne, unii din ei nu e concordanță între... Păi normal că nu poate fi concordanță, dacă pe mine mă întreabă dacă am băut apă mintul 60 și ăla n-a băut. Ce e concordanță? Deci, jucătorii, eu spun că au declarat pentru că nu sunt implicați. Înaintea partidei de mâine, buzoienii ocupă locul 10 cu 11 puncte, în timp ce bucovinenii sunt pe o treaptă mai jos cu 10 puncte.